De ce cântă cocoșul în zori? Era odată un cocoș care locuia în împărăția cerului, alături de soare și de lună. Și pe atunci, ca și în zilele noastre, tare-i mai plăcea lui să cânte, așa că își petrecea toată ziua cântând. Luna însă, care era mai posomorâtă de felul ei, se sătură într-o zi de cântecul cocoșului și spuse: toată ziua, cucurigu, ajunge dacă ai cântat o singură dată. De ce să cânt doar o singură dată? Întrebă cocoșul. Croncănelele astea ale tale mă obosesc, spuse luna. Dar soarelui îi place cum cânt, nu mai fi așa morocănoasă, spuse cocoșul și se puse iar pe cântat. Deoarece cocoșul nu o ascultă, luna îl aruncă din înaltul cerului direct pe pământ. Cocoșul încercă să zboare înapoi, dar nici vorbă să reușească și de atunci rămase pe pământ. Soarele, când văzu fapta cea mărșavă a lunii, se supără și spuse: te pedepsesc să nu strălucești pe bolta cerească decât pe timp de noapte. Și îți promit că nu ne vom mai întâlni nici când. Pentru fapta ta cea rea, nu mai doresc să te văd. În schimb, eu mă voi arăta lumii ziua. Mare a fost bucuria cocoșului de cum îl vedea pe soare apărând pe cer. Se punea pe cântat vesel, era modul său de a-l saluta: cucurigu, cucurigu! Dar când luna apărea, cocoșul dispărea repede, căci nu dorea să o vadă și nu mai scotea niciun sunet. Așa se face că până în zilele noastre, cocoșul cântă odată cu ivirea zorilor.